Onorată asistență, bună ziua! Vă mulțumesc pentru că ați venit la această ședință, este una foarte importantă. Îl așteptăm din clipă, trebuie să vină domnul ministru de interne, a vorbit cu el la telefon. Și noi cum vreau să începem ședința de astăzi? Deci, în ordine de zi, este vorba despre raportul de audit managementul sistemelor de supraveghere a traficului rutier. Vreau să vă spun că pentru noi este astăzi un eveniment deosebit, poate unul chiar notabil, din motiv că această misiune de audit a avut loc deja sub ghidarea noii componențe a Curții de Conturi. Este prima misiune care am dus-o la bun sfârșit și care noi cu dumneavoastră astăzi o să o examinăm. Vreau să vă spun că pe parcursul acestei misiuni, auditorii noștri au depistat abateri serioase, ba mai mult chiar management defectuos asupra acestor sisteme de control. Misiunea noastră de audit a depistat prejudicii peste 250 de milioane de lei, 96 de milioane de lei, inclusiv fiind un venit ratat. Pe parcursul misiunii, Curtea de Conturi de două ori a convocat Consiliul Interdepartamental pe lângă Curtea de Conturi a organelor de drept, unde am prezentat materiale care aveau suspiciuni de fraude. În baza acestor materiale, organele de drept, procuratorii specializate și CNA-ul au pornit mai multe cauze penale, sunt și persoane arestate. Deci, procedem la examinarea raportului. Vreau să întreb membrii curții dacă nu au alte propuneri la ordine de zi. Da, vă mulțumesc. Vreau să-i ofer cuvântul doamnei Irina Gutnic, este director general în cadrul Curții de Conturi. Ea a fost șeful misiunii care prezintă astăzi raportul. Vă rog. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Curții de Conturi, onorată asistență. Tematica inclusă pe ordinea de zi a ședinței plenare a Instituției Supreme de Audit derivă din materialele unui audit anterior efectuat în administrația publică locală a raionului Ungheni și a avut drept scop identificarea slăbiciunilor instituționale în gestiunea sistemelor de supraveghere a traficului rutier. Monitorizarea traficului rutier prin sisteme foto-video a demarat în 2012 la inițiativa Ministerului Afacerilor Interne și s-a implementat în 41 de intersecții din municipiul Chișinău și 21 intersecții, porțiuni de drum în 13 unități administrativ-teritoriale. Deși sporirea securității circulației rutiere și diminuarea accidentelor a fost scopul de bază, alegerea intersecțiilor în care au fost instalate sistemele de monitorizare a fost nefundamentată. Analiza informațiilor prezentate de către Inspectoratul Național de Patrulare privind numărul accidentelor rutiere, persoanelor traumatizate și decedate înregistrate în segmentele de drum înainte și după instalarea sistemelor de monitorizare a relevat lipsa unui impact a acestora asupra securității circulației rutiere și diminuării numărului de accidente rutiere. Astfel, în anul 2013 au fost înregistrate 89 accidente rutiere soldate cu 109 persoane traumatizate și 7 decese, iar în anul 2015 au fost înregistrate 88 accidente rutiere soldate cu 105 persoane traumatizate și 7 decese. Ineficiența și ineficacitatea sistemelor se relevă și din nefuncționarea parțială sau totală a acestora în municipiul Chișinău în unele perioade ale anului 2016. În general, proiectul în cauză din start are o istorie controversată. Ministerul Afacerilor Interne și instituțiile din subordine au implementat neglijent acest proiect. Astfel, în lipsa unui cadru normativ și regulilor procedurale, a unui proiect general de implementare și a unei planificări a mijloacelor necesare, s-au admis multiple derogări, cele mai semnificative constituind externalizarea unor entități private,
competențele exclusive ale statului, fapt ce a dus la prejudicierea bugetului cu 23,22 milioane lei, neîncasarea amenzilor din cauza neîndeplinirii corespunzătoare a obligațiunilor de serviciu și a omiterii termenului de prescripție a executării sancțiunii contravenționale, ceea ce a dus la ratarea unor venituri în bugetul de stat de cel puțin 96,9 milioane lei. Evidența defectuoasă a mijloacelor de circa 71,4 milioane lei acordate ca grant de Republica Populară Chineză. Astfel, 40 milioane lei au fost valorificate în baza acordului neratificat de către Republica Moldova, ceea ce denotă că Ministerul Afacerilor Interne și-a asumat drepturi și obligațiuni în lipsa autorizării guvernului. Totodată, bunurile, lucrările și serviciile, în sumă de 28 milioane lei, nu au fost înregistrate în evidența contabilă, din care pentru 18 milioane lei, Republica Moldova în genere nu dispune de documente care ar confirma modul de utilizare, deși angajații Ministerului Afacerilor Interne au confirmat utilizarea acestora. Neasigurarea integrității bunurilor primite ca grant. Astfel, în municipiul Chișinău s-a stabilit lipsa unor utilaje de monitorizare a traficului rutier în valoare de 242,83 mii lei, iar la instituțiile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne a echipamentelor electronice în sumă de 254,8 mii lei. Utilizarea în cadrul procesului de monitorizare a traficului rutier a unor sisteme informaționale nelegalizate și neconform elaborate. Alte nereguri în sumă de 152,9 milioane lei. Totodată, evidența contravențiilor, persoanelor care le-au comis și sancțiunilor care au fost aplicate acestor persoane, deși urmau să fie ținute în registrul informației criminalistice și criminologice, sunt introduse într-un sistem informațional separat, existența căruia nu este reglementată, denumit în cadrul Serviciului Tehnologiei Informaționale ca sistemul de evidență a cauzelor contravenționale a persoanelor care le-au săvârșit și punctelor de penalizare. Deși sistemul automatizat controlul traficului urma a fi dezvoltat ca un sistem informațional separat, integru, care va interacționa cu sistemul informațional Registrul Informației Criminalistice și Criminologice, de fapt, acesta constituie un subcomponent din cadrul sistemului informațional Registrul Evidența Contravențiilor cu o bază de date comune. Ministerul Afacerilor Interne nu deține careva documente justificative care ar confirma dreptul de proprietate, posesie asupra controlul traficului. Activitatea de monitorizare a traficului rutier a demarat în municipiul Chișinău în februarie 2014. În baza unui soft neidentificat de origine chineză, aflat în procedură de testare, neracordat la prevederile legislației naționale și introdus neoficial în Republica Moldova. Controlul traficului nu corespunde cerințelor înaintate, nefiind funcțional fără conexiune la sistemul chinez și neavând posibilitate de captare a imaginilor. Astfel, există premise de încasare neargumentată de către operatorul economic care a elaborat sistemul Rosoft SRL a mijloacelor financiare în sumă de 340.000 lei. Contrar cadrului legal, Ministrul Afacerilor Interne a stabilit neregulamentar drepturile de administrare a sistemului, împuternicind Serviciul Tehnologiei Informaționale cu funcții care îi revineau întreprinderii de stat Centru Telecomunicații Speciale. Totodată, prin Ordinul Ministrului Afacerilor Interne, Serviciul Tehnologiei Informaționale a fost desemnat în calitate de administrator al sistemului automatizat controlul traficului, atribuții care, la fel, conform hotărârii Guvernului 40, îi reveneau întreprinderii de stat Centru Telecomunicații Speciale. Totodată, Serviciul Tehnologiei Informaționale s-a lipsit de dreptul de acces deplin la serverele aferente sistemului informațional, Registrul Evidența Contravențiilor și la baza de date respectivă. Neglijarea cerințelor înaintate pentru gestionarea sistemelor informaționale și pentru securitatea datelor a dus la faptul că orice persoană care deține acces la rețeaua internă VPN al MAI cu acces direct la aceste sisteme informaționale
ar putea intercepta parolele de acces ale administratorului bazei de date, să citească și să copie date sensibile, să efectueze modificări sau ștergeri de date cu rele intenții sau în scopuri personale din numele altei persoane, fără a lăsa careva urme. Totodată, identificarea utilizatorilor se efectuează la nivelul bazei de date, fără a fi însă identificate și modificările exacte pe care le-a produs utilizatorul în cadrul sistemului. Acest lucru împiedică depistarea și urmărirea acțiunilor utilizatorilor. De menționat că, potrivit prevederilor legale, de competența exclusivă a Ministerului Afacerilor Interne este asigurarea dirijării, supravegherii și controlul traficului rutier cu mijloace de măsurare legalizate și verificate metrologic. Totodată, conform cadrului normativ, subregistratori ai sistemului pot fi autoritățile publice locale, cărora registratorul sistemului Serviciul Tehnologiei Informaționale îi deleagă funcțiile în domeniul monitorizării și asigurării securității circulației rutiere. De menționat că acordarea la 13 autorități publice locale de nivelul 2, Anenii Noi, Hâncești, Orhei, Criuleni, Ocnița, Drochea, Ungheni, Cimișlia, Cantemir, Strășeni, Leova, Soroca și Bălți, a dreptului de supraveghere a traficului rutier, s-a efectuat în lipsa cadrului legal și a acordului Ministerului Afacerilor Interne. Drept urmare, 13 unități administrativ-teritoriale neregulamentar au acumulat venituri din aplicarea amenzilor pentru contravențiile comise la trafic. De menționat că nici transmiterea datelor prin canale de comunicație securizate de la unitățile de supraveghere la sistemul automatizat controlul traficului nu a fost una conformă. Astfel, nu s-a asigurat securitatea accesului la informația stocată și au fost încălcate regulile de exploatare a sistemului. Autoritățile publice locale și operatorii economici contractați în vederea prestării serviciilor de monitorizare a traficului rutier, Midland Engineering, Auto Uragan și SRL Inforad, anterior inițierii activității de măsurare legală a vitezei de deplasare a automobililor, urmau să fie desemnate în acest domeniu de către Autoritatea Centrală de Metrologie, ceea ce nu a avut loc. Deci, acestea sunt private de exercitarea unor asemenea activități. Ca urmare, toate procesele verbale de constatare a contravenției întocmite și înregistrate în sistem, în baza informației parvenite de la unitățile de supraveghere instalate în cele 13 unități administrativ-teritoriale, pot fi declarate nule. Mai mult decât atât, aceste 13 unități administrativ-teritoriale de nivelul 2 au proces la implementarea sistemelor de monitorizare a traficului rutier, contractând neregulamentar servicii de monitorizare a traficului rutier, dintre care Consiliul Raional Leova și Consiliul Municipal Bălți, în baza parteneriatelor publice-private, fără a ține cont de faptul că organele de constatare a contravențiilor administrative în domeniul circulației rutiere din anul 2013 nu se mai află în subordinea autorităților publice locale, ci doar în subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Conform prevederilor legii privind siguranța traficului rutier, asigurarea dirijării, supravegherii și controlul traficului rutier, precum și ținerea evidenței centralizate a contravențiilor din domeniul traficului rutier și a sancțiunilor aplicate, ține doar de competența Ministerului Afacerilor Interne. Conform prevederilor regulamentare, autoritățile publice locale urmau să contracteze servicii de montare, reglaj și sau mentenanța echipamentului de monitorizare video și procurarea echipamentelor pentru supravegherea video. Pe lângă contractarea neautorizată a serviciilor de monitorizare a traficului rutier, autoritățile publice locale nu au respectat nici procedurile aferente contractării acestor servicii. Astfel, autoritățile publice locale nu au asigurat calcularea valorii estimative a contractelor de achiziții publice și planificarea acestora. Studiile de fezabilitate elaborate de către Consiliul Raional Leova și Consiliul Municipal Bălți nu indică tipul, valoarea și locul amplasării investiției, calculele ce ar justifica termenul contractului și prețul acestuia, modul de recuperare a investițiilor de partenerul privat.
autoritățile publice locale au contractat serviciile de monitorizare a traficului rutier în lipsa surselor financiare, bugetare, alocate și includerii acestora în planurile anuale de achiziție. Nu au indicat în caietul de sarcini toate caracteristicile relevante obiectului achiziției și nu l-au coordonat cu deținătorul sistemului. În loc să descalifice operatorii economici Midland Engineering, Inforad și Auto Uragan, aceștia au fost desemnați câștigători fără ca ei să facă dovada deținerii echipamentelor necesare prestării serviciilor în cauză și fără ca să aibă declarate activități în domeniul informaticii și telecomunicațiilor, ceea ce denotă necorespunderea acestora cerințelor de calificare înaintate de către autoritatea contractantă. Contractele de achiziție, parteneriate publice, încheiate cu operatorii economici, nu au prevăzut expres obiectul contractului. Astfel, în majoritatea contractelor s-a indicat prestarea unor servicii, însă nu a fost indicat în ce constau aceste servicii, care este volumul acestora sau cum acesta se determină. Totodată, autoritățile publice locale nu au stabilit în contract obligațiunile investiționale ale operatorului economic. De asemenea, nu există o certitudine privind prețul serviciilor, în contracte fiind indicate doar că autoritățile publice locale vor achita în folosul operatorului economic 50 sau 30% din valoarea amenzilor încasate, cu sau fără indicarea plafonului maxim, care a variat în dependență de raion, de la 2,5 milioane lei până la 6 milioane lei. În contractele încheiate au lipsit și clauze referitor la transmiterea autorității publice locale a dreptului de proprietate asupra echipamentului de monitorizare video. Deci echipamentul urmează să rămână în proprietatea operatorului economic. Revizuirea informațiilor prezentate de către serviciul VAMAL a relevat că în perioada 2013-16 doar 3 operatori economici, DESA Internațional, Diolum și Net System SRL, au importat echipamente ce puteau fi utilizate pentru prestarea serviciilor de monitorizare, iar valoarea în vamă a echipamentelor instalate nu depășea suma de 3,6 milioane lei. Astfel, valoarea investițiilor efectuate de către operatorii economici nu sunt comensurabile cu veniturile obținute în sumă de 23,2 milioane lei, ceea ce constituie rentabilitate de peste 600%. De exemplu, Consiliul Raional Criuleni a estimat că cheltuielile investiționale pentru implementarea sistemului urma să constituie 4 milioane lei pentru o locație, dar s-a achitat operatorului economic suma de 5,6 milioane lei. Instalate nu depășea suma de 3,6 milioane lei. Astfel, valoarea investițiilor efectuate de către operatorii economici nu sunt comensurabile cu veniturile obținute în sumă de 23,2 milioane lei, ceea ce constituie rentabilitate de peste 600%. De exemplu, Consiliul Raional Criuleni a estimat că cheltuielile investiționale pentru implementarea sistemului urma să constituie 4 milioane lei pentru o locație, dar s-a achitat operatorului economic suma de 5,6 milioane lei. Operatorii economici nu au executat nici prevederile contractuale asumate. Astfel, deși operatorul economic urma să presteze 3 tipuri de servicii de monitorizare a traficului rutier cu echipamente fixe, mobile și portative, de fapt, operatorii economici nu au executat integral aceste prevederi, prestând servicii doar cu echipamente fixe sau doar cu cele mobile. Și în acest caz, această situație nu a afectat mărimea remunerației achitate operatorului economic, 50% din valoarea amenzilor încasate. De exemplu, SRL Inforad, din 8 locații contractate în raionul Leova, a instalat echipament într-o singură locație cu 4 camere foto-video, care a funcționat până în octombrie 2015. Această situație relevă că partenerul privat executa obligațiunile investiționale la libera discreție. În pofida faptului că, conform prevederilor contractelor de subregistratură, suplinirea și sau modificarea zonelor de control și a sistemelor de monitorizare, fără coordonarea în scris cu Serviciul Tehnologiei Informaționale, a fost interzisă, în urma inventarierii a 21 de locații amplasate în 10 unități administrativ-teritoriale, auditul constată că în 5 locații echipamentul lipsește,
De asemenea, în 5 locații s-a constatat prezența faptică a altui echipament, modificarea nefiind coordonată și acceptată de către Serviciul Tehnologiei Informaționale, iar în 6 locații s-a constatat prezența faptică a unor echipamente suplimentare. Neconformități și suspiciuni de fraudă au fost stabilite și la implementarea și gestionarea a 8 sisteme mobile, 5 sisteme procurate de Serviciul Tehnologiei Informaționale și 3 sisteme contractate de 4 autorități publice locale. Astfel, în pofida faptului că angajații Serviciului Tehnologiei Informaționale nu au statut de agent constatator, aceștia au desfășurat această activitate contrar prevederilor legale. Valoarea unui sistem mobil procurat de Serviciul Tehnologiei Informaționale a constituit 340.000 lei. În același timp, pentru folosirea de către autoritatea publică locală a unui sistem mobil, s-au achitat în mediu circa 1,94 milioane lei. Totodată, conform datelor din facturile prezentate de Consiliul Raional, în momentul transmiterii în folosință Serviciului Tehnologiei Informaționale a automobililor, valoarea unui sistem mobil constituia 101.000 lei, ceea ce denotă ineficiența achizițiilor efectuate atât de către Consiliile Raionale, cât și de către Serviciul Tehnologiei Informațional. Respectiv, se constată prejudicierea considerabilă a bugetului. În pofida faptului că serviciile de monitorizare a traficului cu sisteme mobile urmau a fi prestate pe teritoriul a 4 unități administrativ-teritoriale, Cantemir, Drochea, Ocnița și Soroca, care au contractat aceste servicii, doar 2,1% din totalul încălcărilor înregistrate prin intermediul acestor sisteme au fost constatate pe teritoriul acestor unități administrativ-teritoriale. De asemenea, s-a constatat că în anul 2015, serviciile de monitorizare a traficului rutier pentru 4 autorități publice locale, de fapt, au fost prestate de către angajații Serviciului Tehnologii Informaționale, astfel în condițiile în care operatorii economici, de fapt, nu au prestat servicii de monitorizare, ci servicii de închiriere a autovehiculelor și echipamentelor de supraveghere. Efectul juridic produs prin încheierea acestor contracte nu corespunde actului juridic încheiat. În opinia auditului, situația descrisă denotă elementele actului juridic fictiv sau simulat. Astfel, conform prevederilor Codului Civil, actul juridic încheiat cu intenția de a ascunde un alt act juridic se consideră nul. Examinarea documentelor aferente contractării serviciilor de monitorizare a traficului rutier a relevat că documentele aferente procedurii de achiziție parteneriatelor publice au fost pregătite de către operatorii economici din numele și pentru autoritatea publică locală. Analizele efectuate de audit au relevat că operatorii economici contractați de cele 13 autorități publice locale sunt companii interdependente, beneficiar al cărora este o persoană cu funcție de demnitate publică. Totodată, acestea au fondatori, administratori, angajați și oficii comune. Această situație denotă o înțelegere de cartel între aceștia, în vederea monopolizării prestării serviciilor de monitorizare a traficului rutier. De asemenea, Inforad, Autouragant, Midland Engineering, SRL, s-au angajat în prestarea serviciilor în lipsa atribuțiilor și capacităților necesare. Semnarea contractelor cu operatorii economici s-a efectuat fără a ține cont că aceștia nu pot deține calitatea de participanți la sistem, deoarece nu sunt abilitați conform legislației în vigoare cu atribuții în domeniul monitorizării și asigurării securității circulației rutiere și nu sunt în drept să exercite astfel de sarcini de interes public sau care rezultă din exercitarea prerogativelor de autoritate publică. În consecință, se constată faptul că 13 autorități publice locale au externalizat unor entități private competența exclusivă a statului atribuită ilegal autorităților publice locale prin regulamentul aprobat prin hotărârea Guvernului 965. Mai mult decât atât, Consiliile Raionale, cât și Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Tehnologiei Informaționale, au admis conectarea operatorilor economici la sistem cu grave încălcări ale normelor stabilite.
Informațiile acumulate de sistemele de monitorizare a traficului rutier urmau a fi procesate automatizat pe un server amplasat în condiții de siguranță în centrul de date al întreprinderii de stat, Centrul Telecomunicații Speciale. Dar, de fapt, colectarea, stocarea și prelucrarea datelor s-a efectuat pe un server amplasat neregulamentar în alt centru de date, la care au acces persoane neautorizate și de pe care informațiile se transmiteau în afara hotarelor Republicii Moldova, prin ce a fost periclitată securitatea informațională, ceea ce în sine constituie un generator de prejudiciere a drepturilor fundamentale ale cetățenilor. Conform informației din Registrul de Evidență a Operatorilor de Date cu Caracter Personal, 13 autorități publice locale de nivelul 2, precum și Midland Engineering, DESA Internațional, Inforad, Autouragan SRL, nu sunt înregistrați în calitate de operatori de prelucrare a datelor cu caracter personal pe segmentul controlul traficului și neregulamentar au prelucrat date cu caracter personal. De asemenea, nici Inspectoratul General de Poliție nu este înregistrat pe acest segment în Registrul de Evidență a Operatorilor și nu este autorizat a desfășura activitatea în cauză. Ca urmare, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Tehnologiei Informaționale nu au întreprins toate măsurile adiționale prevenirii, lichidării consecințelor și excluderii riscului de acces a persoanelor neautorizate la informația generată de sistemele de supraveghere video a traficului rutier. Ministerul Afacerilor Interne nu a modificat cadrul legal normativ în vederea reglementării procedurii de constatare a contravenției prin intermediul unităților de supraveghere a traficului rutier. Aplicabilitatea sistemelor până la etapa actuală este compromisă, dat fiind faptul că procedura contravențională aplicată de către Ministerul Afacerilor Interne la constatarea contravenției prin intermediul unităților de supraveghere a traficului rutier este ilegală. Procesele verbale întocmite nu corespund rigorilor codului contravențional, astfel pot fi declarate nule. De menționat că potrivit prevederilor articolului 5 din codul contravențional, interpretarea extensivă, defavorabilă și aplicarea prin analogie a legii contravenționale sunt interzise. Astfel, procesul verbal întocmit în cadrul procedurii de constatare a contravenției stabilite prin intermediul unităților fixe și mobile îmbină în sine trei componente, și anume partea de stabilire a contravenției, partea de citare a contravenientului și compartimentul prin care se solicită comunicarea persoanei care s-a aflat la volanul autovehicului. Deci, aceste acte procedurale sunt doar informații despre faptul că pentru presupusa încălcare fixată de unitățile de supraveghere este prevăzută o anumită măsură de sancționare, care conduce la aplicarea unei amenzi și nici de cum nu indică informații concrete privind aplicarea pedepsei contravenționale. Doar ulterior acestei proceduri și ulterior achitării amenzii contravenționale, agentul constatator întocmește procesul verbal de constatare a contravenției. Deci sancțiunea, achitarea amenzii, este aplicată anterior constatării contravenției, fapt ce contravine prevederilor codului contravențional. De asemenea, prin procedura aplicată de Ministerul Afacerilor Interne, nu se respectă principiul individualizării răspunderii și pedepsei contravenționale, în cazul dat al amenzii, ceea ce înseamnă că la stabilirea acesteia nu se ține cont de caracterul și de gradul prejudiciabil al contravenției, de persoana făptuitorului și de circumstanțele atenuante ori agravante, locul, timpul, modul de săvârșire. De menționat că actul procedural de stabilire a contravenției nu indică mărimea concretă a amenzii care urmează a fi achitată, ci doar cuantumul minim sau maxim al amenzii prevăzut de codul contravențional. Astfel, contravenientul, la discreția sa, determină ce mărime a amenzii va achita. Desigur, aceasta va fi mărimea minimă posibilă. Totodată, amenzile sunt achitate din numele proprietarului mijlocului de transport, fără a fi cert că acesta a săvârșit contravenția, ceea ce contravine principiului dreptății stabilit în codul contravențional. Adică persoana poate fi sancționată numai pentru contravenția în a cărei privință este dovedită vinovăția sa.
Deși conform legislației în vigoare, contravenientul este în drept să achite jumătate din amenda prevăzută de codul contravențional, dacă o achită în termen de 72 de ore, din momentul stabilirii ei, adică din data și ora întocmirii procesului verbal. În cazul contravenției stabilite prin intermediul unităților de supraveghere a traficului rutier, după cum s-a menționat, actul procedural aplicat de subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne nu este proces verbal de constatare a contravenției, deci achitarea doar a jumătate din amendă nu are la bază un suport legal. Mai mult decât atât, instituțiile subordonate Ministerului Afacerilor Interne nu urmăresc și nu pot face dovada momentului recepționării actului procedural de către contravenient. Deci nu este clar din ce moment curge termenul de 72 de ore, iar contravenientul poate la libera discreție să aleagă momentul achitării amenzii reduse, chiar dacă la momentul primirii actului contravențional au trecut mai mult de 72 de ore. Faptul în cauză denotă încălcarea principiului egalității persoanelor în fața legii, prin aplicarea inechitabilă a pedepsei, reducerea mărimii amenzii în raport cu contravenienții față de care se întocmește proces verbal cu respectarea procedurii stabilite conform legii contravenționale. Cele indicate denotă încălcarea drepturilor contravenientului în cadrul constatării contravenției prin intermediul unităților de supraveghere a traficului rutier. Această activitate neregulamentară are impact asupra bugetului de stat și asupra drepturilor cetățenilor. În pofida faptului că prin aplicarea acestui proces are loc reducerea mărimii amenzii, din 660.000 de încălcări stabilite, doar în 314.000 cazuri, contravenienții au achitat amenda, prin aceasta neasigurându-se principiul inevitabilității răspunderii contravenționale. În contextul dat, un rol important îl joacă și citarea neregulamentară pusă în practică de agenții constatatori ai Ministerului Afacerilor Interne, prin neasigurarea identificării și prezența contravenientului pentru întocmirea procesului verbal. Potrivit cadrului legal, agenții constatatori ai Inspectoratului Național de Patrulare urmau să înmâneze personal citația destinatarului contrasemnătură, asigurându-se de recepționarea acesteia, cerință nerespectată în cadrul procedurii de citare aplicată în cazul contravențiilor stabilite prin intermediul unităților de supraveghere a traficului rutier. Mai mult decât atât, nu există un control intern asupra plenitudinii încasării amenzilor. Astfel, în perioada 2014-15, pentru 346.000 cazuri de încălcare a regulilor circulației rutiere, nu a fost finalizată procedura contravențională și, respectiv, bugetul public național a ratat venituri semnificative pasibile încasării. Pentru contravenienții ce au acumulat în 6 luni 15 puncte de penalizare, auditul a stabilit neîndeplinirea de către agenții constatatori a Inspectoratului Național de Patrulare a prevederilor legale de remitere a cauzei contravenționale spre examinare în instanța de judecată pentru aplicarea punctelor de penalizare și privarea de dreptul special de a conduce vehiculul. Astfel, în perioada mai 2014-noiembrie 2015, auditul a constatat 372 cazuri de acumulare de către contravenienți a mai mult de 15 puncte de penalizare în termen de 6 luni, în timp ce, potrivit informației prezentate de Inspectoratul Național de Patrulare, în perioada 2014-15, în instanța de judecată au fost remise doar 49 de astfel de cauze contravenționale, ceea ce denotă îndeplinirea iresponsabilă a atribuțiilor de către angajații Inspectoratului General de Poliție. Analiza selectivă a modului de aplicare a punctelor de penalizare a constatat mai multe cazuri de înregistrare după unul și același contravenient a mai multor contravențe comise cu automobile diferite în aceleași intervale de timp, cuprinse de la 23 secunde până la 20 minute. Astfel s-a stabilit că într-o perioadă de până la 6 luni, unii contravenienți au acumulat de la 66 până la 138 de puncte de penalizare. Este de menționat că punctele de penalizare au fost înregistrate inclusiv și după persoanele care nu dețin permis de conducere.
Această situație se explică prin intervenția intenționată în sistemul informațional a unor angajați ai Inspectoratului Național de Patrulare, care au transferat punctele de penalizare de la contravenienții care acumulează mai mult de 15 puncte pe alte terțe persoane în vederea eschivării de la răspunderea contravențională. Conform prevederilor codului contravențional, prescripția executării sancțiunii contravenționale este de un an. În același timp, la 1 ianuarie 2017, pentru anii 2014-15, în sistem sunt înregistrate 288.749 încălcări și contravenții aflate în procedură care urmau a fi încetate, iar informația privind acestea radiată. Ca urmare, amenzile pasibile spre achitare în buget, în sumă de la 88,6 milioane lei, până la 139,8 milioane lei, neachitate în termenul respectiv, nu mai pot fi urmărite și pot fi calificate ca venituri ratate. Totodată, deși agenții constatatori dispuneau de informații certe, care permiteau identificarea contravenienților, nu și-au îndeplinit atribuțiile privind identificarea acestora și atragerea lor la răspundere contravențională. Astfel, auditul a identificat 3.768 de cazuri în care nu a fost stabilit contravenientul, deși mijloacele de transport cu care s-a comis contravenția erau înregistrate după organele de stat sau instituțiile din subordinea acestora, astfel că contravenientul putea fi ușor identificat. De asemenea, agenții constatatori au încetat 2.496 de proceduri contravenționale pe cazul încălcării regulilor de circulație rutiere prin intentarea altui proces contravențional privind necomunicarea de către proprietarul autovehicului a persoanei căreia i-a încredințat conducerea, deși urmau a fi în procedură ambele cazuri. Ca urmare, nu au fost achitate 6.554 de amenzi aferente contravențiilor recalificate, cu o valoare cuprinsă între 2,4 milioane lei până la 3,5 milioane lei, precum și neaplicarea a 16.298 puncte de penalizare, în medie de la 16.298 puncte de penalizare, în medie de la 16,8 puncte per persoană. În acest sens, situația descrisă poate fi vizualizată în slide-urile prezentate. Și anume, conducătorul autovehicolului de model Bentley Continental, însoțit de escortă, trecând la culoarea roșie a semaforului, încalcă flagrant regulile de circulație rutieră, însă este absolvit de sancțiunea contravențională, deoarece agentul constatator nu a identificat contravenientul aflat la volan, însă a încetat această contravenție prin intentarea alteia, pe faptul necomunicării de către proprietarul autovehicolului a persoanei care i-a încredințat conducerea. În cadrul auditului s-a stabilit că în perioada 2014-15 agenții constatatori, prin emiterea încheierilor, au încetat 14.839 proceduri contravenționale privind încălcările stabilite în traficul rutier, pentru care ar fi fost posibilă aplicarea unor amenzi în cuantum de la 4,2 milioane lei până la 6,6 milioane lei. Urmarea examinării unui eșantion de 32 de proceduri contravenționale s-a stabilit că în 31% de cazuri, agenții constatatori și-au depășit atribuțiile de serviciu și au încetat neregulamentar cauzele contravenționale prin încheierile emise în lipsa temeiului juridic. Iar în 12 cazuri, regulile de circulație rutiere au fost comise de către persoanele care dețin statut de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Auditul a constatat că 5.798 de proceduri contravenționale cu suma amenzii pasibile încasării de 6,4 milioane lei, pornite în baza încălcărilor regulilor de circulație rutiere, au fost comise cu mijloace de transport a căror proprietar numere de înmatriculare nu pot fi identificate, inclusiv urmarea intervențiilor neautorizate în sistem.
Verificările de audit efectuate în această privință au stabilit că datele furnizate de către sistemele de monitorizare video a traficului rutier, data și timpul recepționării informației, imaginea fotoautomobilului cu numărul de înmatriculare identificate, erau corecte, însă în raportul agentului constatator generat de sistemul automatizat controlul traficului, datele privind numărul de înmatriculare și proprietarul unității de transport erau denaturate, cauza fiind introducerea în sistem a datelor eronate privind numărul de înmatriculare, ceea ce poate fi vizualizat la ecran. Urmarea modificării numărului de înmatriculare din XBT007 în XBTO07, contravenientul nu putea fi stabilit. Conform informației din sistemul automatizat controlul traficului, echipa de audit a stabilit 118 și respectiv 7 încălcări a regulilor de circulație rutiere, în care au fost antrenate două automobile cu numere de înmatriculare care nu pot fi stabilite. Acestea nu fac parte nici din categoria speciale, nici din categoria străine. Conform informațiilor prezentate de către Serviciul Tehnologiei Informaționale și Inspectoratul Național de Patrulare, prin intermediul sistemelor fixe și mobile, în perioada 2014-15 au fost constatate 660,8 mii cazuri de încălcare a regulilor circulației rutiere, dintre care doar 632,9 mii cazuri au fost înregistrate în sistem, iar pentru 315,1 mii cazuri au fost întocmite procese verbale. Potrivit datelor Ministerului Afacerilor Interne, au fost achitate amenzi conform a 313,7 mii procese verbale în sumă de 73,2 milioane lei, în municipiul Chișinău 41,5 milioane lei, în raioane 31,7 milioane lei. Totodată, conform informațiilor sintetice prezentate de către trezorării, în perioada 2014-15, la capitolul 123, 23 și 25, au fost înregistrate achitări pentru încălcarea regulilor de circulație rutiere constatate prin intermediul sistemelor de supraveghere a traficului rutier în sumă de 96,6 milioane lei sau cu 23,4 milioane lei mai mult față de datele prezentate de către Ministerul Afacerilor Interne. Urmarea analizei și confruntării datelor analitice ale Trezorăriei și Ministerului Afacerilor Interne din perioada 2014-15, auditul a constatat divergențe care rezultă din neconformitatea evidenței achitărilor atât la Serviciul Tehnologiei Informaționale cât și la Trezorărie, cum ar fi. La Serviciul Tehnologiei Informaționale, unele achitări se multiplică, în timp ce la Trezorărie se înregistrează doar o singură achitare. La trezorărie sunt incluse plățile aferente și altor procese verbale de constatare a contravenției administrative decât cele constatate prin intermediul sistemelor de monitorizare, în timp ce la Serviciul Tehnologiei Informaționale se înregistrează doar achitările aferente sistemului automatizat controlul traficului. La Serviciul Tehnologiei Informaționale unele încălcări sunt înregistrate ca achitate, însă la trezorărie confirmarea achitării lipsește. Urmarea efectuării confruntării de către audit a încasărilor de la capitolul 123-25 cu încălcările stabilite prin sistemele de monitorizare a traficului rutier s-a constatat că unele încasări nu corespund niciunui proces verbal întocmit în baza sistemelor de supraveghere. Aceste încasări s-au efectuat la capitolul 123, paragraful 25, de venituri ale bugetelor raionale și municipiul Bălți, deși acestea urmeau a fi încasate la alt paragraf, deoarece 122.305.000 de procese verbale țineau de aplicarea altor amenzi, precum și erau săvârșite pe teritoriul altor unități administrativ-teritoriale. Probele acumulate de audit au relevat că administratorul sistemului informațional Registrul Evidența Contravențiilor, Rosoft SRL, a intervenit și a efectuat schimbări la nivel de bază de date, înlocuind contul trezorerial al amenzii, care nu fac obiectul surselor atribuite la capitolul 123-25, direcționându-le la capitolul 123-25. Ca urmare, Midland Engineering, Inforad și Autouragan SRL i-au fost achitate 50% din încasări, pentru municipiul Bălți 30%, deși acestea nu corespundeau realității, fiind astfel efectuate plăți
plăți care nu erau conforme contractului. Astfel, din suma de 50,2 milioane lei încasate în perioada 2014-15 în bugetele UAT, doar 32,2 milioane lei constituie amenzile aferente încălcărilor stabilite prin sistemele de monitorizare a traficului rutier în raioanele respective. Deci, operatorilor economici urmau a fi achitate plăți în sumă de doar 15,8 milioane lei, dar s-au achitat 23,2 milioane lei sau cu 7,4 milioane lei mai mult, fapt ce a prejudiciat considerabil bugetul de stat. Această situație putea fi evitată dacă autoritățile publice implicate la determinarea și efectuarea transferurilor către operatorul economic și-ar fi îndeplinit atribuțiile de serviciu și-ar fi efectuat confruntarea încasărilor cu încălcările stabilite prin sistemele de monitorizare a traficului rutier amplasate în unitatea administrativ-teritorială respectivă. În perioada 2014-16, Trezoreria de Stat a permis încasarea neregulamentară a veniturilor aferente amenzilor stabilite prin sistemele de monitorizare în sumă de 118,5 lei la alte bugete decât la care urmau a fi încasate. Misiunea de audit, reieșind din multiplele carențe atestate vis-a-vis de urmărirea, verificarea, evidența și raportarea sumelor provenite din amenzile administrative, rezumă că Ministerul Finanțelor nu a asigurat stabilirea expresă a operatorilor responsabili de percepere regulamentară și integrală a sumelor pasibile încasării. În acest sens, misiunea de audit stăruia atrage atenția asupra necesității revizuirii cadrului normativ aferent acestui domeniu de activitate. Instituirea unui mediu corupțional prin distrugerea informațiilor înregistrate în sistem privind încălcările stabilite în traficul rutier sunt o consecință a ignorării de către Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Tehnologiei Informaționale a principiului integrității datelor sistemului automatizat controlul traficului. În acest sens, auditul constată că înregistrările aferente a 27.928 de încălcări au fost eliminate, radiate din sistem în scopul evitării răspunderii contravenționale. Deși pentru 265 de procese verbale opțiunea de tipărire era setată ca activă, urmarea intervențiilor în sistem a unor angajați a Inspectoratului Național de patrulare, la imprimare se generează o eroare, ceea ce duce la imposibilitatea imprimării raportului de constatare a încălcărilor săvârșite de către participanții la traficul rutier. În urma analizei intervențiilor operate în sistem, auditul constată că acestea erau operate la unele și aceleași persoane, persoane notorii sau operatori economici responsabili de implementarea sistemelor de monitorizare în raioane. Încălcări și abateri s-au stabilit și la implementarea serviciului de informare la numărul scurt 9023 prin intermediul SMS-urilor a abonaților operatorilor de telefonie mobilă. Astfel, fără autorizarea Ministerului Afacerilor Interne și a Serviciului Tehnologiei Informaționale, doi operatori economici, Procontext și Rosoft SRL, au extras ilegal din sistemul informațional Registru Evidența Contravențiilor informația aferentă contravențiilor înregistrate în sistem, care era transmisă la numărul scurt 9023 la solicitarea abonaților operatorilor de telefonie mobilă, aceștia la rândul său încasând beneficii financiare. Achizițiile publice efectuate de către Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Tehnologiei Informaționale în scopul implementării sistemelor automatizate de monitorizare a traficului rutier s-au efectuat neregulamentar și netransparent, iar urmarea nemonitorizării executării integrale a prevederilor contractuale s-au dovedit ineficiente și păguboase, ceea ce denotă și lipsă de responsabilitate a factorilor de decizie ai Ministerului Afacerilor Interne și a Serviciului Tehnologiei Informaționale. De menționat că ex-directorul Serviciului Tehnologiei Informaționale, Dan Chirița, fiind în conflict de interese cu directorul, care este rudă de gradul 1, și fondatorul rudă prin afinitate, Rosoft SRL, a achiziționat de la acesta servicii în baza a 5 contracte și acorduri. Astfel, ținând cont de faptul că sistemul automatizat controlul traficului nu există ca sistem separat,
sub antreprenorul Rosov SRL, contractat pentru actualizarea acestuia, de fapt a dezvoltat sistemul informațional, registrul de evidență contravențiilor, cu un modul separat, corespondența și cu unele posibilități suplimentare de tipărire a raportului. Deci acest serviciu, în valoare de 1 milion de lei, putea fi considerat ca o mentenanță a sistemului informațional Registrul Evidența Contravențiilor, pentru care Rosoft SRL era deja contractat. Prestarea serviciilor de mentenanță a sistemelor informaționale s-a caracterizat prin lipsa documentelor justificative, ceea ce contravine prevederilor regulamentare, iar ținând cont că recepționarea acestor servicii s-a efectuat formal și de persoane neîmputernicite de primirea bunurilor și serviciilor și de semnarea documentelor financiare, audita denotă un risc înalt de prestare fictivă a acestor servicii și deci a riscului de fraudare a bugetului. În aceste condiții s-au recepționat serviciile de mentenanță prestate de către 2 operatori economici. Nu a fost elaborată conform cerințelor caietului de sarcini platforma X-Data, destinată organizării, sistematizării, vizualizării, analizei și interoperabilității datelor între sistemele MAI, achiziționată de la WebSoft, dar de fapt elaborată de către Rosoft SRL. Contractul nu a fost executat în totalitate, întrucât livrabilele care urmau a fi transmise către Serviciul Tehnologiei Informaționale nu au fost transmise. În pofida faptului că potrivit cerințelor Ordonanței Guvernului și prevederilor hotărârii Guvernului 656, Ministerul Afacerilor Interne urma să coordoneze cu Cancelaria de Stat și Centrul de Guvernare Electronică dezvoltarea sistemelor informaționale noi și extinderea celor existente. Acest lucru a fost ignorat. Totodată această platformă la moment nu este funcțională și nu a fost dezvoltată. Prin urmare, deși au fost efectuate cheltuieli considerabile pentru procurarea ei, în sumă totală de 762.000 lei, eficacitatea utilizării acesteia nu este asigurată, fapt ce indică o utilizare ineficientă și ineficace a resurselor financiare ale statului. Ineficientă a fost și achiziția serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate privind implementarea sistemului de monitorizare a traficului rutier în sumă de 290.000 lei. Acest studiu a fost livrat la 2 septembrie 2014, când 11 unități administrativ-teritoriale deja au petrecut licitațiile privind contractarea serviciilor de monitorizare a traficului rutier. Totodată, conținutul studiului prezenta niște informații generale și nefundamentate care puteau fi obținute și de către angajații Serviciului Tehnologiei Informaționale folosind surse de pe internet. Urmarea inventarierii efectuate de audit a sistemelor informatice aflate la balanța Serviciului Tehnologiei Informaționale s-a constatat că soluția platformă în valoare de 1,8 milioane lei lipsește. Mai mult decât atât, aceasta nici nu a fost real recepționată. Lipsa soluției platformă denotă că nici serviciile aferente de configurare și post-implementare nu puteau fi prestate. Ca urmare, auditul constată că achiziția efectuată de la Rosoft SRL a prejudiciat bugetul de stat. În final, țin să reiterez necesitatea unor măsuri stringente din partea factorilor decizionali de conformare a activităților desfășurate la prevederile legale și respectarea drepturilor fundamentale a cetățenilor în procesul contravențional. Onorat plen, încheie această prezentare prin a solicita respectuos plenului să ia act de materialele misiunii de audit și respectiv aprobării proiectului de hotărâre. Mulțumesc pentru atenție! Da, vă mulțumesc mult pentru prezentarea acestui raport. Membrii curții, dacă au întrebări, la raportor. Bine, vă rog să luați loc. Facem în felul următor, eu aș vrea să ascultăm entitățile care au fost controlate, care au fost auditate și apoi noi o să venim cu întrebări. Eu v-aș ruga, domnul ministru de interne, să începeți dumneavoastră. Noi am colaborat aceste 3-4 luni de zile. Am lucrat fructuos și cu suportul dumneavoastră. De aceea vă rog foarte mult să ne spuneți cam cum am depășit noi aceste lucruri. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Întâi de toate vreau să evidențiez. Raportul a fost făcut pentru perioada anilor 2014-2015.
Noi am încercat, începând cu anul 2016, să ne clarificăm noi un pic, să intrăm cu problemele care le-am avut cu această procedură de constatare. Vreau să declar că, practic, noi intrasem într-o imposibilitate de a constata cu forțele proprii, fiind evidentă și necesitatea implicării Curții de Conturi în acest proces. Tocmai din acest motiv a fost schimbat conducătorul Serviciului Tehnologiei Informaționale, fiindcă toate răspunsurile generau mai multe întrebări. Una la mână. Vă aduceți aminte, pe parcursul anului 2016, noi am avut mai multe operațiuni legate de factori de corupție la centru unic de monitorizare, unde au fost reținuți mai mulți angajați ai acestui centru. Ulterior a fost desfășurată o operațiune unde au fost documentați și reținuți mai mulți angajați ai Inspectoratul Național de Patrulare, care în principiu cam fac parte din schemele care au fost prezentate. Noi, pe parcursul anului 2016, ne-am întrunit cu toți președinții de raioane. În fond, această problemă a fost elucidată de fiecare dată de când ne-am văzut noi cu președinții raioanelor. Și sigur că acest amplu studiu, el va fi... Poate e pe limită de timp să-mi spuneți că eu să mă localizez. Sigur că aici cei care stau în spatele acestor scheme sau acestor ilegalități, deja urmează să răspundă organelor competente în investigație. Noi am discutat acest raport, eu trebuie să evidențiez încă o dată că noi am fost cointeresați, Ministerul de Interne, în elucidarea tuturor aspectelor negative. Și vreau să evidențiez că a fost posibil acest raport de audit, nu în ultimul rând, datorită faptului că noi am fost cooperanți și am fost noi interesați de a stabili toate aceste nereguli în acest proces. Sper eu, cu finisarea anchetei sau investigațiilor de către Procuratura Generală, noi într-un final eu am în față deja un draft a unui plan, conform căruia noi vom acționa pe unele locuri foarte rapid pentru eradicarea neregulilor de pe state, pentru ajustarea acestui proces, fiindcă acest monitoring a încălcărilor circulației de rutieră, totuși nu aș fi eu de acord că nu disciplinează. Până acum avem unele camere de supraveghere în Republică, unele din ele nu funcționează, dar eu personal văd cum lumea, știind că ele nu funcționează, ajungând în fața lor, totuși stopează. Statistica noastră arată alte cifre decât le-ați prezentat dumneavoastră și este și o experiență internațională atunci când instalarea camerelor de supraveghere diminuează starea accidentară în teritoriu. În rest, noi suntem gata să răspundem la toate întrebările care vor fi puse și la fel mă declar foarte cooperant atât la nivel ministerial cât și la nivel subdiviziunilor care fac parte din cadrul Ministerului de Interne. Vă mulțumesc. Da, vă mulțumesc și eu, domnul Jizdan. Cu adevărat, anii precedenți, când dumneavoastră nu erați ministru, încă la Ministerul de Interne s-au început aceste activități. Oricum, noi o să venim cu recomandări în Curtea de Conturi și o să cerem niște termeni concreți ca să depășim aceste neajunsuri. Membrii Curții, dacă aveți întrebări la domnul ministru Jizdan, vă rog. Vă rog, doamna Andreș. Domnule ministru, deci ați menționat și dumneavoastră și se menționează și în raportul de audit că camerele uneori nu funcționau.
Se vorbește de perioada decembrie 2016, și anume municipiul Chișinău. Vreau să vă întreb, de ce nu ați depus eforturi minime pentru întreținerea și asigurarea funcționalității acestui sistem? Eu nu știu ce aveți dumneavoastră în vedere prin eforturi minime și eforturi maxime. Aceste camere trebuie întreținute. Camera de supraveghere, ea este uneori vandalizată. Sunt oameni care împroașcă cu pietre, sunt oameni care, care au intenții rele, una la mână. Doi, din cauza condițiilor climaterice, asta este tehnică, camera iese din funcțiune. Noi astăzi nu putem vorbi despre un fenomen, că aceste camere nu funcționează cu lunile și nu s-au întreprins măsuri. Eu aici nu sunt de acord. De fiecare dată când se constată că o cameră de supraveghere nu lucrează, se întreprind măsuri ca în termen proxim această cameră să fie reparată. De aceea, eu nu știu ce, iarăși o să repet, dumneavoastră spuneți că de ce măcar n-ați întreprins măsurile minime. Noi depunem unor supra-efort, fiindcă avem marele interes ca acest sistem să funcționeze. Da, domnul președinte, o secundă. Eu vă mulțumesc. Vreau să zic că, într-adevăr, Republica Moldova a beneficiat de un grant și de aceea, la implementarea acestui sistem, de aceea nu trebuie să ajungem la aceea ca să îngropăm tot ce am pierdut, ce am primit gratuit. Eu vreau să continuu. Noi am primit o parte din grant, pentru că sunt încă foarte mulți bani, nu vreau să numesc suma, bani care pot fi cheltuiți pentru dezvoltarea sistemului, dar, din păcate, acești bani stau la ambasada chineză și așteaptă când o să fie solicitați. Vă rog, membrii curții. Domnul ședinte, eu iertare să am. Noi vorbim acum de mentenanță. Uneori ne bucurăm de granturi, acceptăm tot, ulterior nu suntem în stare să menținem sistemul în bună funcțiune. De aceea, în continuare, noi suntem foarte atenți. Ce acceptăm, cum acceptăm și cine este responsabil de mentenanța sistemului. Mai sunt alte sisteme în paralel care noi le acceptăm și dacă noi dezvoltăm unele concepte pe care le avem astăzi în Ministerul de Interne, mentenanța, eu nu o să dau acum nume altui sistem, dar mentenanța acestui sistem costă 22 de milioane de lei pe an, bani pe care noi nu-i avem. Astăzi sistemele funcționează din contul faptului că ele sunt noi, dar în 5-10 ani ele vor începe a ieși din funcțiune. Bani nu avem pentru aceasta. De aceea, despre unele lucruri, sigur că noi de acum vom veni cu solicitări ca să fim ajutați de Curtea de Conturi, să fim ajutați de alte entități și pentru a face clarificări. Trebuie să spunem franc lucrurilor. Se acceptă uneori procurarea unor mașini foarte sofisticate, unui utilaj foarte sofisticat, din cauza că el este grant. Dar nimeni nu trage atenție la capitolul mentenanță. Asta este. Da, mulțumesc, doamna Andrușca. Eu aș vrea să pun o întrebare referitor la reacția Ministerului de Interne sau responsabilă din cadrul Ministerului în cazul municipiului Bălți. Dumneavoastră ați menționat că ministerul acționează prompt, însă, după datele ce denotă din raport, camerele de luat vederi, ele nu funcționau, ele nu îndeplineau ceea ce trebuie să îndeplinească, ele au fost înlocuite. Atunci înseamnă că sunt probleme în funcționarea lor și ministerul sau întreprinderea care era responsabilă de verificarea funcționării lor nu a reacționat prompt. Am să-l rog acuși pe domnul Șova să răspundă la această întrebare. Bună ziua! Stop, o secundă, eu te rog. Da. Eu cred că în cadrul anchetei care va fi făcută de către procuratură, sunt niște subtilități pe care noi, probabil din cauza confidențialității acestei informații, nu avem dreptul aici să le spunem, dar aici trebuie de clarificat și cu Bălțul și cum a fost făcută procedura dată. Deoarece, eu spuneam anterior, noi, inclusiv și alte servicii, Serviciul Informației și Securitate s-au ocupat de aceste investigații și noi cunoaștem despre unele nereguli. De aceea,
De ce spun că în baza concluziilor, recomandărilor care sunt făcute deja de către Curtea de Conturi și o să vedem cu ancheta care va fi efectuată de către Procuratura Generală, noi vom face tot posibilul ca în viitor noi să nu mai avem astfel de procese. Domnul Șova, vă rog. Bună ziua încă o dată. Onorată asistență, ca o mică introducere, activez în funcția de director numit în baza urnă ministru din mai 2016. Vreau să menționez două lucruri, cred eu, foarte importante. Din start, din responsabilitatea asumată, un accent mai sporit a fost dedicat funcționării sistemului de supraveghere. Din start, începând din luna noiembrie 2015, sistemele de la nivelul Republicii nu erau funcționale. În primul și în primul rând, ceea ce ne-am propus noi să facem, e să asigurăm funcționalitatea sistemului din Chișinău, pentru că ăsta era funcțional și funcționează și până în prezent. Pe alocuri, periodic mai apar careva deficiențe tehnice. Este un lucru firesc, generate de mai multe cauze, condiții climaterice, exploatarea în termen mai îndelungat și mai departe. La momentul zilei de astăzi, toate cele 41 de intersecții funcționează, cu excepția uneia, care urmează a fi conectată pe parcursul săptămânii viitoare. Erau la fel o serie de probleme tehnice. Pe alocuri mai apar momente cu defectarea cărora camere. Noi, păreri de rău, nu dispunem în stoc de echipamente similare care se poate fi înlocuite ușor. Deci e o perspectivă de viitor care ne-o propunem să o realizăm. Ce ține de nefuncționarea sistemelor din Republica, din teritoriul Republicii Moldova? De fapt, ele au fost deconectate de la punctul central de procesare a sistemului, urmare a inspecției efectuate de către Serviciul Tehnologiei Informaționale de comun cu Administrația Stată a Drumului parcursul anului 2015. În cadrul inspecției respective s-a constatat înlocuirea și demontarea sistemelor inițial instalate. Ulterior, toate sistemele din afara Chișinăului au fost deconectate. A fost revocat temporar accesul și a alocat termenul de 60 de zile pentru ajustarea la cerințele cadrului normativ. Cu păreri de rău, nici până la ziua de astăzi ele nu au fost ajustate și credem noi că e mai mult de competență și responsabilitatea autorităților locale. Pentru crearea sistemelor respective a fost la inițiativa lor și în baza procedurilor efectuate local. Ce ține de sistemul din Bălți, deci e aceeași situație. Din noiembrie 2015 nu funcționează, când a fost revocat accesul la punctul central de dirijare. În rest, ce facem noi acum? Cu privire la efortul nostru depus la mentenanța sistemului din Chișinău, vreau să vă spun că noi încercăm pe cât posibil, cu forță proprie, să asigurăm funcționalitatea. Pe parcursul anului 2016 a fost făcută în sfârșit o profilaxie tehnică a echipamentelor, pentru că vă dați seama, din 2013 până la ziua de până în octombrie-noiembrie 2016 nu a fost o careva de servire. E un termen de exploatare destul de îndelungat. Undeva o facem cu forțele proprii, undeva externalizăm anumite servicii acolo unde nu avem suficiente capacități. În rest, la momentul actual, de sistemul municipiului Chișinău este funcțional. Mersi. Bine, eu vă mulțumesc, domnul Șova. Eu vreau să vă rog, chiar dacă dumneavoastră din luna mai sunteți în funcție, mai 2016, raportul noi o să-l publicăm, o să fie și pe site-ul Curții de Conturi, sunt 92 de pagini, dar pe fiecare pagină este menționat ăsta e al mai e, ăsta e al mai e. Și eu cred că dumneavoastră aveți foarte multe lucruri pentru a aduce în ordine toate aceste lucruri. Stimați prieteni, vreau să vă spun că tot mai des și mai des întâlnim noi cu comisiile noastre parlamentare care, de o parte, efectuează controlul parlamentar asupra activității Curții de Conturi, de altă parte, noi colaborăm și de foarte multe ori propunem în ordine de zi a comisiilor parlamentare ca să discute unele momente care au fost deja discutate la Curtea de Conturi și care nu se realizează, care nu se îndeplinesc recomandările Curții de Conturi. Eu vreau să-i mulțumesc domnului Roman Boțan că a venit astăzi la această ședință și vreau să-i ofer cuvântul. Domnule președinte, vă mulțumesc. În primul rând vreau să exprim aprecierea pentru angajații Curții de Conturi pentru efortul depus și informațiile care se conțin în acest raport, informații foarte dure. De asemenea, vreau să salut colaborarea de care au dat dovadă Ministerul Afacerilor Interne în colaborarea cu dumneavoastră.
Noi, în cadrul Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, am avut o audiere privind acestui subiect anul trecut, însă ceea ce ați depistat dumneavoastră confirmă faptul că din afară tot arată frumos, dar înăuntru este putred. De aceea avem foarte mult de lucru. Solicit ca aceste informații, dar sunt sigur că deja ați făcut acest lucru, să fie transmise autorităților competente pentru luarea măsurilor, fiindcă sunt vorba de prejudicii de sute de milioane de lei de venit ratat, de management defectuos. Este vorba despre valorificarea a milioane de lei din granturi în lipsa unei autorizări, ceea ce a fost menționat în raport. Este vorba de neconcordanțe în legislație și de aceea solicităm pe cei implicați. Noi suntem dispuși spre colaborare pentru a identifica și pentru a revizui cadrul normativ în acest sens. În acest context vreau să menționez că acest sistem este unul important și este unul important pentru securitatea cetățenilor care se află în trafic. De aceea toate momentele care au fost expuse destul de franc în acest raport urmează a fi luate în considerație, inclusiv de către membrii comisiei pe care am onoarea să o reprezint. Împreună cu autoritățile competente considerăm că vom depune toate eforturile necesare pentru a interveni din punct de vedere legislativ. În celelalte, în altă ordine de idei, în ceea ce ține de veniturile ratate, de